Incendiu devastator în capitale, o casă de locuit a fost mistuită în totalitate de flăcări, iar alte două locuințe din apropiere și un șopron au fost și ele afectate. Totul a început în dimineața de 6 iulie pe strada Sfântul Andrei. Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate 10 auto speciale de intervenție și 7 unități de tehnică auxiliară, cu un efectiv de 50 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ajunși la locul incendiului, aceștia au constatat că flăcările au cuprins în totalitate locuința. Intervenția a implicat formarea a 4 sectoare de luptă și anunțarea unui nivel sporit de intervenție. Totodată, din interiorul casei a fost evacuată o persoană, care din fericire a scăpat nevătămată. Pompierii au reușit să lichideze complet incendiul abia după 5 ore de luptă. În urma celor întâmplate, casa, unde au izbucnit flăcările, a ars în totalitate, iar alte două locuințe din apropiere și un șopron au fost afectate parțial. Totuși, datorită intervenției prompte a pompierilor, flăcările nu s-au răspândit spre alte case din vecinătate. Nu au fost raportate victime, iar cauza și circumstanțele incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.